La Direcția de Asistență Socială a Primăriei Slatina se primesc în continuare cererile pentru tichetele cadou de sărbători alocate de municipalitate pensionarilor cu venituri mici sau persoanelor cu handicap. Acestea vor fi însoțite de o serie de documente care să le ateste identitatea, calitatea și veniturile. Cei care au dreptul sunt persoanele care au handicap grav sau accentuat și pensionarii care au un venit de maxim 1200 lei pe membru. Asta înseamnă din venituri cumulate, pensie plus alte venituri pe care le realizează. Documentele sunt cele cu care sunt deja obișnuiți, adică documente de venituri și documente de apartenență la grup, adică la grupul țintă. Pensionarii vor aduce cuponul de pensie din care se rezulte ca o pensie sub 1200 de lei și alte documente care pentru a acumula veniturile, iar persoane cu handicap vor aduce certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat. Cei îndreptățiți să primească aceste tichete cadou de sărbători trebuie să se grăbească să-și ceară acest drept pentru că perioada de depunere a cererilor expiră săptămâna viitoare. Până acum au solicitat bonurile valorice care le permis să achiziționeze produse alimentare, dar și de igienă, cu puțin peste jumătate din numărul celor care au intrat înainte de Paște în posesia tichetelor. Acum 4.597 de solicitări pentru tichetele sociale de Crăciun. Nu este cifra finală, pentru că până pe data de 19, cetățenii care îndeplinesc condițiile de acordare a tichetelor sociale pentru Crăciun pot încă să depună solicitări. Înainte de Paște, peste 7.000 de pensionari slătineni cu venituri mici sau locuitori cu handicap au intrat în posesia bonurilor valorice acordate de municipalitate de două ori pe an, de Paște și de Crăciun. Acestea ajung în posesia destinatarilor prin intermediul Poștei Române.